Cuvântul 7. Despre plânsul de bucurie făcător. Plânsul după Dumnezeu este o tristețe a sufletului, o simțire a inimii îndurerate care caută pururea nebunește pe cel după care însetează. Dar neajungându-l, îl urmărește cu osteneală și se tânguiește cu durere alergând după el. Sau, plânsul este un act de aur al sufletului scăpat de orice țintuire și alipire și înfipt de tristețea cuvioasă în lucrarea de cercetare a inimii. Străpungerea este un chin neîncetat al conștiinței care precinuiește în prospătarea focului inimii prin mărturisirea făcută în minte. 4. Mărturisirea în minte este uitarea firii, când din pricina ei cineva a uitat să mănânce pâinea lui. Pocăința este lipsirea neîntristată de toată mângâierea trupească. Celor ce înaintează încă în acest plâns fericit, înfrânarea și tăcerea buzelor li s-a făcut o însușire. Iar celor care au înfăptuit înaintarea, li s-a făcut o asemenea însușire, nemânierea și neținerea mintea răului. În sfârșit, celor desăvârșiți, li s-a făcut o însușire smerita cugetare, setea de necinstiri, foamea de bunăvoie, de necazuri, neosândirea celor ce păcătuiesc, împreună pătimirea mai presus de putere. Cei din tâi se fac primiți, cei de al doilea vrednici de laudă, iar cei ce flămânzesc după necazuri și însetează după necinstiri sunt fericiți, căci ei se vor sătura de o hrană de care nu se vor sătura. Când ai ajuns la plâns, ține-l cu toată tăria, căci înainte de a se îmbiba în tine, ușor ți se răpește. Și e topit ca ceara de tulburări, de griji trupești, de plăceri și mai ales de multa vorbărie și de glume ușuratice. Din multa vorbire nu va lipsi păcatul. Pilde 10:19. Iar bărbatul tăcut este scaunul simțirii și Domnul a spus că vom da socoteală pentru orice cuvânt deșert. Matei 12:36. Deși cuvântul e îndrăzneț, izvorul lacrimilor după botez e mai mare decât botezul, deoarece acela ne curățește de păcatele noastre de mai înainte, iar acesta de cele de după aceea. Și primindu-l pe acela, toți ca copii ne-am întinat după aceea. Prin acesta însă l-am curățit și pe... Dacă acesta nu s-ar fi dăruit de Dumnezeu oamenilor din iubire de oameni, cu adevărat, rari ar fi cei ce se mântuiesc. Suspinele și întristarea strigă către Domnul, lacrimile din frică mijlocesc, iar cele ale preasfintei iubiri ne arată că rugăciunea noastră a fost primită. Dacă nimic nu însoțește smerita cugetare ca plânsul, nimic nu îi se împotrivește acesteia ca râsul. Cuvântul e întărit de preanțeleptul Solomon, care a zis, nebunul ridică glasul în râsul lui, iar bărbatul înțelept de-abia zâmbește liniștit. Eclesiast 21:23. De ai ajuns la fericita tristețe bucuroasă, a străpungerii cuvioase, ține-o. Și nu te vei odihni de lucrare din ea, până ce nu te vei ridica din cele de aici și nu te vei înfățișa curat lui Hristos. Să nu încetezi, să-ți închipuiești mereu în tine și să cercetezi adâncul focului veșnic, și pe slujitorii nemiloși, pe judecătorul neîndurat și neiertător, prăpastea nemărginită a văpăii cele de sub pământ și coborâșurile strâmtorate ale locurilor și hăurilor subpământene și înfricoșătoare și chipurile tuturor acestora. Notă. Toate acestea ascund în ele niște înțelesuri spirituale sau și spirituale. Aceste coborâșuri și hăuri subpământene sunt poate niște coborâșuri și prăpăstii haotice ale unor străfunduri aproape subcreaționale sau ale unor stări în care creațiunea e redusă în trepte gradate la o diminuare a existenței, ajungând aproape de caracterul de umbre ale existenței. Sunt trepte de umbră care chinuiesc tocmai prin această împătimire extremă de o creațiune lipsită de izvorul existenței sale, care este Dumnezeu. Aceasta e și o permanentizare a unei stări de suflet lăbărțată, lipsită de intensitatea trăirii în plinătatea vieții. Aceasta pentru ca lăbărțarea aflătoare în sufletul nostru să fie strânsă prin cutremurare și acesta să se unească cu curăția nestricăcioasă, primind arătarea focului tot mai scânteietor al plânsului.
stăruie plin de cutremur în cererea rugăciunii, stând în fața judecătorului ca un vinovat, ca să stingi cu înfățișarea din afară și cu starea dinăuntru mânia dreptului judecător, căci nu poate să treacă cu vederea sufletul văduvit, care stă plin de durere în fața lui și dăruiește osteneli celui neostenit. Starea dinăuntru a sufletului ce se pocăiește este starea de rugăciune, luare aminte cu evlavie, cu străpungere și cu durere, însoțită de mărturisirea greșalelor, făcută cu suspine negreite. Dar nu poate sufletul legat să alerge, nici mintea robită patimilor să vadă locul rugăciunii duhovnicești, căci e atrasă și purtată de înțelesuri pătimașe și nu stă neclintită. De aceea nu se poate adânci în infinitatea dumnezeiască. Celui ce a câștigat lacrima sufletului, tot locul îi este potrivit pentru rugăciune. Precum comoara ascunsă e mai de nejefuit decât cea arătată în piață, așa să înțelegem și cele spuse înainte. Nu fi ca cei ce îngroapă morți, care acei plâng pe aceia, acei se îmbată pentru ei, ci fi ca cei legați în fiare și biciuiți în fiecare ceas de călăi. Cel ce odată plânge, altă dată se desfată și râde, e asemenea celui ce aruncă în câinele iubirii de plăcere cu pâine, care se preface că la lungă, dar în fapt îl îndeamnă să stea lângă el. Adună-ți mintea, nu iubi să fii văzut, fi ieșit spre inima ta, căci dracii se tem de adunarea minții cum se tem hoții de câini. Dracii se tem de mintea adunată în inimă, pentru că prin inimă vedem atunci pe Dumnezeu și trăim legătura cu El, de care inima e lipită atât de tare că nu mai poate fi furată de ei. Nu suntem chemați, o prieteni, aici la nuntă, Matei, capitolul 22. Deci, cel ce ne-a chemat pe noi aici ne-a chemat negreșit să ne plângem pentru păcatele noastre. Unii când varsă lacrimi se silesc în vremea aceea fericită în chip nepotrivit, să nu cugete la nimic. Ei nu socotesc că lacrima, fără înțeles, e proprie firii necuvântătoare și nu cele cuvântătoare. Omul vorbește cu Dumnezeu și prin plâns, pentru că spune cât de mult îl doare păcatul lipsirii de iubirea lui. Lacrima e fica gândului, iar tatăl gândului e mintea rațională. Mintea nu e un organ de cunoaștere rece, ci de cunoaștere a relației noastre ca subiect cu Dumnezeu, ca subiect suprem, de la care ne vine totul prin iubire, și cu celelalte subiecte, care e o cunoaștere însoțită de bucurie, că ne aflăm în relație curată cu ele, sau de rușine și de tristețe când nu suntem curați. Să-ți fie întinderea în pat, chip al zăcerii tale în mormânt și vei dormi mai puțin. Desfătarea de la masă să-ți aducă aminte că vei fi hrană dureroasei desfătări a viermilor și te vei desfăta mai puțin. Nici când te împărtășești de băutura apei, să nu uiți de setea din văpaia aceea veșnică și negreșit vei sili firea la cumpătare. Iar când suferim necinstirea cinstită și ocara și cearta întâi stătătorului, să ne gândim la înfricoșata hotărâre a judecătorului și vom junghea întristarea și amărăciunea fără judecată adunată în noi, cu blândețea și răbdarea, ca și cu un cuțit cu două tăișuri. Cu timpul scade marea, zice Iov. Iov 14:11. Și cu timpul și prin răbdare se nasc și se desăvârșesc cele spuse în noi. Aducerea aminte de focul veșnic să se culce în fiecare seară și să se scoale cu tine și nu te va stăpâni pe tine trândăvia în timpul cântării. Să te îndemne la plâns chiar și haina ta, că toți cei ce plâng pe morți se îmbracă în negru. Dacă deci nu poți plânge, plângi pentru aceasta. Iar de plângi, tânguiește-te și mai mult pentru faptul că de pe treapta minții te-ai coborât la cea ostenitoare, prin greșelile tale. Bunul și dreptul nostru judecător va ține seama negreșit ca în toate celelalte și în privința lacrimilor de puterea firii, căci am văzut picături mici ca de sânge vărsate cu durere și am văzut curgând izvoare fără durere. Eu judec pe cei ce se ostenesc mai mult după durerea lor și nu după lacrimă și cred că și Dumnezeu. Nu se potrivește cuvântarea de Dumnezeu, teologia, cu cei ce plâng, căci ea risipește plânsul lor.
Cuvântătorul de Dumnezeu se aseamănă celui ce șade pe scaun ca un învățător, iar cel ce plânge, celui ce șade în gunoi și în sac. Aceasta este, cum socotesc, ceea ce a spus și David când plângea răspunzând celor ce îl întrebau, măcar că a fost și înțelept și învățător. Cum vom cânta cântare Domnului în pământ străin, adică în pământul împătimirii? Psalmul 136:4. Și în zidire și în străpungere este ceva care se mișcă de la sine și ceva care e mișcat de altceva. Când sufletul, chiar dacă nu ne sârguim sau nu întreprindem ceva, lăcrimează și se umezește și se îmblânzește, să alergăm. Căci Domnul a venit nechemat, aducându-ne buretele întristării de Dumnezeu iubitoare și apa de împrospătare a lacrimilor de Dumnezeu cinstitoare, spre ștergerea greșalelor scrise în suflet ca pe o hârtie. Păzește-o pe aceasta ca pe lumina ochilor până ce se va retrage. Căci mare este puterea străpungerii acesteia, mai mare decât puterea celei ce vine din sârguința și cugetarea noastră. Nu ajunge la frumusețea, desăvârșirea plânsului, cel ce plânge când voiește, ci cel ce plânge pentru că se află în cele ce voiește. Dar nici acesta nu se află în acelea când voiește, ceea ce voiește el, ci când voiește cum voiește Dumnezeu. De multe ori în plânsul cel după Dumnezeu se amestecă lacrima fără har a slavei deșarte. Iar aceasta o vom cunoaște în chip probat și cu bună credincioșie, când ne vom vedea plângând cu vicleșug. Străpungerea adevărată este durerea neîmprăștiată a sufletului, care nu-și dă nicio mângâiere, ci își închipuie în fiecare ceas desfacerea, moartea, și așteaptă ca pe o apă răcoritoare mângâierea lui Dumnezeu, care mângâie pe călugării smeriți. Cei ce au dobândit plânsul într-o simțire a inimii și-au urât însăși viața lor, ca una ce e plină de osteneală și pricinuitoare de lacrimi și de dureri, iar de la trupul lor s-au întors ca de la un dușman, dar nu viața în sine. Ei o caută pe cea schimbată la față în existența viitoare, iar în privința trupului, la fel. Când vedem în cei ce par să plângă după Dumnezeu mânie și mândrie, să socotim lacrimile lor potrivnice lui Dumnezeu. Căci ce părtășie are, zice, întunericul cu lumina? 2 Corinteni 6:15. Rodul străpungerii mincinoase este închipuirea de sine, iar al celei adevărate e mângâierea. Precum focul topește trestia, așa lacrima topește toată întinăciunea văzută și gândită. Cuvântul despre lacrimi la mulți părinți e întunecos și se spune că e anevoie de aflat în cei începători. Căci se spune că acestea se nasc din multe și felurite pricini, din fire, de la Dumnezeu, dintr-un necaz potrivnic, din lăudare, din slavă deșartă, din curvie, din dragoste, din aducere aminte de moarte și din alte multe. Din toate acestea, deprinzând virtuțile cu frica lui Dumnezeu, să ne câștigăm lacrimile curate și neviclene ale desfacerii, morții noastre, căci în ele nu este închipuire de sine sau furare a gândului smerit, ci mai degrabă curățire și înaintare în dragostea de Dumnezeu, spălare de păcate și nepătimire. Nu-i de mirare că unii din cei ce plâng încep de la lacrimile bune și sfârșesc la cele rele. Dar cu adevărat vrednic de laudă e cel ce schimbă lacrimile ce încep din porniri contrare sau firești în lacrimi duhovnicești. Această lucrare o cunosc lămurit cei aplecați spre slava deșartă. Nu crede izvoarelor tale de lacrimi înainte de curățirea desăvârșită, căci nu are crezare vinul stors de curând din teascuri. Nu se va împotrivi nimeni celui ce zice că toate cele după Dumnezeu sunt foarte folositoare. Dar care e folosul ce ne vine din ele, vom cunoaște în ceasul ieșirii al morții. Cel ce călătorește în plânsul neîncetat după Dumnezeu, nu încetează a prăznui în fiecare zi. Dar cel ce e într-o neîncetată sărbătoare cu trupul, va fi luat în primire de plânsul veșnic. Nu au osândiții în închisoare bucurie, nu au călugării adevărați pe pământ sărbătoare. Această sărbătoare, fiind totodată însoțită de plâns, de dor adânc, nu e sărbătoarea de plină din cer, când Dumnezeu va șterge orice lacrimă de la ochii celor iubiți ai săi. Apocalipsa 21:4.
Și poate de aceea acel bineplângător a zis suspinând, scoate din temniță sufletul meu. Psalmul 141:7. Ca să se bucure în lumina ta cea negrăită. Fă-te ca un împărat peste inima ta, șezând înalt într-o smerenie și poruncind râsului, mergi și merge și plânsului celui dulce vino și vine. Matei 8:9. Și robului și tiranului nostru trup, fă aceasta și face. Cel ce a îmbrăcat plânsul fericit și plin de har ca pe o haină de nuntă, a cunoscut râsul duhovnicesc al sufletului. Cine este oare acela care, cheltuindu-și tot timpul vieții sale, călugărești cu atâta evlavie, că nu s-a păgubit de nici o zi, de nici un ceas și de nici o clipă, ci și le-a dăruit Domnului să nu-și dea seama că nu se poate vedea aceeași zi de două ori în viață? Fericit e monahul care poate să privească cu ochii sufletului la puterile înțelegătoare, la puterile îngerești. Dar necăzut rămâne cel ce-și plouă neîncetat obrajii săi cu apele vii. Dar nu ostenesc să cred că la întâia stare se ajunge prin a doua. Am văzut cerșetori și săraci îndrăzneți, înduplecând repede prin unele cuvinte măiestrite chiar și inimile împăraților spre milostivire. Și am văzut oameni săraci și lipsiți de virtuți strigând nu cu cuvinte măiestrite, ci nepricepute, fără să se rușineze și cu stăruință către împăratul ceresc din adâncul deznădăjduit al inimii și silind prin sila la care supuneau pe cel prin fire nesilit spre milostivire. Cel nesilit prin fire se lasă silit prin voință de cei ce stăruie, pentru că îi place să vadă stăruința lor, care le sporește puterea duhovnicească și dovedește credința lor în puterea și mila lui gata să-i ajute. Cel ce se fălește sufletește cu lacrimile sale și osândește în sine pe cei ce nu au lacrimi, este asemenea celui ce, după ce a cerut de la împărat arma împotriva dușmanilor săi, se omoară cu aceasta pe sine. Nu are, o, prieteni, Dumnezeu nevoie și nici nu voiește ca omul să plângă din durerea inimii, ci mai degrabă să se veselească din iubirea față de el într-un râsul sufletului. Omoară păcatul și lacrima îndurerată a ochilor sensibili va fi deprisos. Căci nu e nevoie de brici unde nu e rană. Nu era în Adam lacrima înainte de călcarea poruncii, precum nu va fi nici după înviere când va fi încetat păcatul, dacă acolo nu va fi nici durere, nici întristare, nici suspin. Apocalipsa 21:4. Am văzut la unii plâns și am văzut la alții alt plâns din neputința plânsului. Aceștia, deși îl au, se simt ca și cum nu-l au și prin neștiința lor cea bună rămân nejefuiți de el. Aceștia sunt cei despre care s-a zis, Domnul înțelepțește pe orbi. Psalmul 145:8. Se întâmplă de multe ori că pe cei mai ușori îi mândrește lacrima însăși. De aceea nu li se dă unora ca să se plângă pe ei pentru lipsirea de ea, și pentru cererea ei fără rezultat și ca să se osândească cu suspine, cu întristare și cu durerea sufletului, cu adâncă mâhnire pentru neputința lor. Acestea obișnuiesc să umple locul lacrimii, ne lăsându-i în primejdie, măcar că ei le socotesc fără folos. De vom lua seama, vom afla că de multe ori se ivește în noi ceva vrednic de râs de la draci. Astfel, dacă ne-am săturat, ne pricinuiesc străpungerea inimii, iar dacă am postit, ne învârtoșează iarăși, ca amăgindu-ne cu lacrimi false să ne predăm desfătării, adică Maicii Patimilor. Să nu ne supunem, deci, acestora, ci să facem dimpotrivă. Eu mă minunez și când caut la calitatea străpungerii inimii, cum, numindu-se plâns și întristare, are înăuntru împletite cu sine ca mierea cu ceara, bucuria și veselia. Ce învățăm din aceasta? Că această străpungere este propriu-zis dar al Domnului. De aceea ea este în suflet ca o plăcere neplăcută, Dumnezeu mângâind în chip neștiut pe cei zdrobiți cu inima. Notă. Alta este bucuria începătoare și alta cea pricinuită de desăvârșire. Cea din tâi nu e nepărtașă de închipuire, a doua are puterea smeritei cugetări. La mijlocul lor e întristarea de Dumnezeu iubitoare și lacrima dureroasă. Căci în mulțimea înțelepciunii adevărate e mulțimea cunoștinței și cel ce adaugă cunoștință adaugă durere.
De aceea întâi trebuie chemat sufletul la nevoințe printr-o bucurie începătoare. Apoi trebuie vădit și probat de către adevărul Duhului pentru cele făcute în chip rău și pentru împrăștierile de care suferă încă. Că într-o mustări, zice, pentru fără de legi ai certat pe om și ai subțiat ca pe un păianjen în sufletul lui. Psalmul 38, cu 11 și 12. Ca mustrarea dumnezeiască, cercându-l pe el ca într-un cuptor, să ia lucrarea bucuriei neînchipuite în aducere aminte fierbinte de Dumnezeu. La început, omul pornește cu o bucurie neștiutoare spre nevoințe, cunoscându-și apoi tot mai mult petele sale și greutățile de a se curăți de ele, odată cu această cunoștință de sine îi sporește și durerea. De-abia după curățirea prin dureri ajunge la bucuria care nu e rodul închipuirii, ci al cunoașterii curăției sale, reale și al vederii lui Dumnezeu prin ea. Ostenelile lui se subțiază nu numai cu trupul, ci și cu sufletul și cu înțelegerea, ca unul ce a trăit o viață de concentrare atentă la cele mai subțiri mișcări ale vieții sufletești. Dar în privința plânsului preavădit și a durerii aducătoare de folos, să ascultăm o istorioară prea jalnică și folositoare de suflet. Un oarecare Ștefan, care locuia aici și îmbrățișase viața pusnicească și liniștită și petrecuse mulți ani în stadionul călugăresc de luptă, împodobindu-se cu postiri și în chip deosebit cu lacrimi și aflându-se înfrumusețat cu florile altor bune deprinderi, avea o chilie lângă coborâșul Sfântului Ilie, văzătorul de Dumnezeu, în acest munte sfânt. Acest pururea pomenit, în scopul unei mai vădite și mai dureroase pocăințe, s-a mutat la locul pusnicilor, numit Sidi. După ce a petrecut acolo, în cea mai strâmtorată și mai încordată viețuire, un număr de ani, deoarece locul era foarte aspru și aproape de neajuns pentru orice om, ca unul ce se afla la vreo 70 de mile departe de castru, bătrânul se sui iarăși spre sfârșitul vieții la chilia sa de pe vârful acela sfânt, căci avea și doi ucenici din Palestina, foarte evlavioși, care păziseră chilia bătrânului. Deci, petrecând acolo puține zile, căzu la boală și se sfârși. Dar cu o zi înainte de a se sfârși, fu răpit cu mintea și cu ochii deschiși, privi spre dreapta și spre stânga patului. Și că a tras la socoteală, zicea în auzul tuturor celor de față odată: da, așa e adevărat, dar am postit pentru aceasta atâția ani. Altădată: nu, mințiți, aceasta n-am făcut-o. Apoi iarăși: da, aceasta e adevărat, dar am plâns, am slujit. Și iarăși: cu dreptate mă învinuiți. Dar la unele zicea și așa: da, e adevărat, pentru acestea n-am ce să mai spun, dar la Dumnezeu este și milă. Era o priveliște înfricoșătoare, înspăimântătoare și o tragere la socoteală nevăzută și neîndurată. Și ceea ce era și mai înfricoșător era că l-o sândeau și pentru cele ce n-a făcut. Vai! Sihastrul și pusnicul spunea la unele din greșalele lui: la acestea n-am ce să zic. El care era de vreo 40 de ani călugăr și avea lacrimile. Vai, vai! Să auzim și glasul lui Ezechiel care zice: în ceea ce te voi afla, în aceea te voi judeca, a zis Dumnezeu. Cu adevărat, n-a putut să se apere în niciuna din acestea. Pentru ce? Slavă celui ce singur știe. Iar unii ne-au istorisit în chip nemincinos că acesta hrănea și un leopard în pustie din mâna lui. Și așa, tras la socoteală, s-a despărțit de trup. Care i-a fost judecata, sau care sfârșitul, sau care hotărârea cu privire la el, sau care sfârșitul tragerii la socoteală, el nu l-a făcut nici de cum cunoscut. Precum văduva care și-a pierdut bărbatul, având un fiu, unul născut, îl are după Dumnezeu numai pe el spre mângâiere, așa și sufletul care a căzut nu are altă mângâiere în vremea ieșirii decât neplăcerile gâtlejului, postul și lacrima. Nu vor cânta aceștia niciodată, nici nu vor sălta în cântece de veselie, căci ele sunt păgubitoare plânsului. Iar de vei încerca să chem plânsul prin ele, el se va depărta și mai mult de la tine, căci plânsul este durerea. Îmbibat într-un suflet învăpăiat, el s-a făcut în mulți înainte mergător al fericitei nepătimiri, făcând materia ușor de stăpânit, curățindu-o și subțiindu-o. Un încercat lucrător al acestui dar al plânsului mi-a istorisit următoarele.
Căutând eu de multe ori să mă aplec spre slava deșartă sau spre mânie sau spre săturarea pântecelui, gândul plânsului s-a împotrivit dinăuntru șoptindu-mi, să nu te apleci spre slava deșartă că plec de la tine. La fel și în privința altor patii. Iar eu îi răspundeam, nu voi înceta să te ascult până ce mă vei înfățișa înaintea lui Hristos. Adâncul plânsului mângâierea a văzut, iar curăția inimii a primit luminarea. Luminarea este lucrare negrăită, înțeleasă în chip neștiut și văzută în chip nevăzut. Mângâierea este răcorirea sufletului îndurerat, care în același timp plânge și surâde în sine asemenea pruncului. Sprijinirea este înnoirea sufletului care a căzut în întristare, prefăcând în chip minunat lacrima dureroasă în lacrimă fără durere. Lacrimile născute din amintirea morții au născut frica, iar după frica ce naște lipsa de frică, se ivește bucuria, iar din bucuria fără sfârșit, ajunsă la sfârșit, răsare floarea dragostei cuvioase. Respinge ca unul ce nu ești vrednic bucuria ce ți-a venit cu mâna smereniei, ca nu cumva primind-o prea ușor să primești lup în loc de păstor. Nu alerga spre vedere până nu e timpul vederii, ca urmărind frumusețea smereniei să o ajungi și să te unești în veacul veacului cu ea, într-o nuntă prea curată. Când pruncul cunoaște pe tatăl său, se umple întreg de bucurie, dar acesta plecând pentru un timp cu bun rost de acasă, apoi venind iarăși, copilul se umple de bucurie și de întristare. De bucurie pentru că vede pe cel dorit, de întristare pentru lipsirea atât de lung timp de frumusețea celui bun. Mama se ascunde de copil, dar acesta căutându-o cu durere, când vede ea aceasta, se veselește. În felul acesta îl învață să se lipească statornic de ea și aprinde în copil iubirea puternică față de ea. Cel ce are urechi de auzit să audă, zice Domnul, Luca 14:35. Notă. Înțelege prin mamă bunătatea lui Dumnezeu, iar prin luminare vederea, iar prin copil pe cel încă nedesăvârșit pentru rugăciunea curată, căutarea dureroasă, rugăciunea făcută cu osteneală de un astfel de prunc. Veselia maicii e pricinuită de căutarea stăruitoare a ei din partea pruncului sau de cererea lui rugătoare. Osânditul care a primit sentința de moarte nu se mai îngrijește de bunul chip al învățișării sale. Cel ce plânge nu mai e luat în stăpânire vreodată de desfătare, de slavă ori de fierea mâniei. Plânsul este durerea îmbibată în sufletul ce se pocăiește, adăugând în fiecare zi dureri peste dureri, ca femeia care naște și suferă durerile nașterii. Drept și cuvios este Domnul, și pe cel ce se liniștește cu judecată, cu judecată îl străpunge, și pe cel ce se supune cu judecată, îl veselește în fiecare zi. Cel ce nu se îndelemnicește cu fiecare din acestea în chip nemincinos, s-a lipsit de plâns. Alungă câinele care vine când te afli în cel mai adânc plâns și îți șoptește că Dumnezeu e nemilostiv și neîndurător. Căci luând seama bine, îl vei afla zicând înainte de păcat că Dumnezeu este iubitor de oameni, milostiv și iertător. Îndelemnicirea naște continuare, iar aceasta ajunge la simțire, iar ceea ce se face cu simțire e greu de dezrădăcinat. Chiar de ne-am îndelemnici cu viețuiri mărețe, dacă avem inima neîndurerată, să le socotim pe acestea ca niște vânturi trecătoare și mincinoase. Cei ce după baie s-au murdărit iarăși, trebuie numai decât să-și curețe mâinile cu focul neobosit al inimii și cu untul de lemn al lui Dumnezeu. Am văzut la unii un plâns de cea mai mare tărie. I-am văzut vărsând în chip simțitor pe gură sânge din inima îndurerată și rănită și mi-am adus aminte de cel ce a zis, lovit am fost ca iarba și s-a uscat inima mea. Psalmul 101:5. Lacrimile din frică au paza în ele însele, cele ale iubirii, înainte de dragostea desăvârșită, poate sunt ușor de furat din unii, dacă focul amintirii neîncetate a păcatelor nu aprinde, în vremea lucrării, inima cu tărie. Și e de mirare cum cel mai smerit e cel mai sigur în vremea lucrării lui. Sunt materii care usucă izvoarele noastre și sunt altele care au în ele și mocirlă și nasc și fiare. Multă răutate este la vrășmașii noștri. Ei fac din maicile virtuților, maicile păcatelor,
și mijloacele pricinuitoare ale smereniei le prefac în pricini ale mândriei. De multe ori și însăși lucrurile locuințelor noastre și priveliștea lor îndeamnă mintea noastră la străpungere. Să te încredințeze despre aceasta Iisus și Ilie și Ioan, care se rugau în singurătate. Am văzut însă de multe ori pornindu-se lacrimi și în cetăți și în locuri zgomotoase, pentru ca, socotind unii că nu sunt împiedicați deloc de zgomote, să se apropie de lume, căci acesta e scopul dracilor. De multe ori un singur cuvânt a risipit plânsul, dar e de mirare că un singur cuvânt l-a dus iarăși. Nu vom fi învinuiți, o, prieteni, la ieșirea sufletului că nu am săvârșit minuni, nici că n-am teologisit, nici că n-am fost văzători, dar vom da negreșit socoteală lui Dumnezeu că n-am plâns. A fost treapta a șaptea. Cel ce s-a învrednicit, cel ce s-a învrednicit.